votat atunci referendum. Iară? Dar ce s-a mai întâmplat? Să mai comentez. Este o telenovelă prin care sunt manipulați locuitorii Chișinăului. Eu le-am dorit succes, le doresc succes și altceva nu am nimic a de spus. Cum crede, domnul Morcu, de ce se arată finimul finise locuitorii orașului? Ce nu le place? Eu am câștigat alegerile cu 53% data aceasta. Data trecută am câștigat cu 50,3 sau 50,4, adică jumătate la jumătate. Prin urmare, din start putem vorbi de aproximativ o jumătate din electoratul Chișinăului care ar avea ceva de obiectat, pentru că s-au pronunțat în favoarea altui candidat. Deci ei ar putea aduna nu 100.000 de semnături, dar ar putea aduna cu ușurință 150.000 de semnături, cel puțin, dacă nu chiar și mai mult, având în vedere că la noi lucrurile sunt jumătate la jumătate, dar așa este democrația. Și din acest punct de vedere, nemulțumiți și nemulțumiri putem găsi la fiecare pas, dar în același timp să ne punem și întrebarea, noi facem ceva ca să ne mișcăm înainte sau doar suntem nemulțumiți și arătăm cu degetul alt.